Doamnelor și domnilor Cristian Iftode. Bună seara! Bună seara! Bun venit la noi! Mulțumesc pentru invitație! E... Dragii mei, astăzi l-am chemat pe acest om, o să vreau și eu la final un autograf. Un mare A, schia, când mi-am comandat cartea, și am cumpărat-o, Uh, înainte să îi rog pe cei de la Editura 3 să, uh, să trimită, ca să avem aici să le mai dăm oamenilor cadou, uh, scria acolo uh, cu autograful autorului. Da, a fost o, o promoție la moment Și n-a venit. Adică așa scria acolo când am. Aolea n a venit cu auto. Asta ca reclamație. Ok. Bun. Bun venit la noi. Este, eu sunt foarte entuziasmat, am spus-o, de apariția acestei cărți, pentru că nu se publică astfel de cărți în limba română. Pe cele mai multe care tratează subiectul ăsta. Le avem din engleză și uh, toată lumea a trecut prin toată bibliografia asta uh, de afară. Multe dintre ele, din fericire, au fost traduse și la noi, dar sunt prea puțini, în opinia mea, și am spus-o de mai multe ori, autori români care uh, uh, tratează subiectul ăsta. Uh, iată, Viața Bună, mă rog, ea e o introducere netică și ține, din ce am văzut eu, cartea pe tot parcursul să fie... Totuși, uh, uh, și o lucrare științifică, sau nu? Mm. Sigur, eu am avut o miză pe mai multe fronturi, să spun așa. Pe de-o parte, pentru un specialist neetic în în filozofie morală, când vede viață bună, good life, se duce cu gândul la un anumit cadru, care e cel vechi, aristotelic, dar am avut și această dorință de a, a recupera cumva tema good living, vie vieții bune, din uh, ceea ce pare să devină un fel de monopol al, al industriei dezvoltării personale și self-help, uh, nu pentru a intra în un fel de competiție cu genul ăsta de, de literatură motivațională sau de management al existenței, ci pentru a a săpa și a reflecta la sursele acestui fel de, de, de preocupare reflexivă, care, până la urmă, are cea mai practică dintre finalități, ca să spunem. Asta e ideea. Pe de altă parte, ca strategie de marketing, poate nu e cea mai nimerită uh, formulă. De ce? Pentru că eu am... cartea este extraordinară, din punctul meu de vedere. Adică eu am subliniat o pe toată, e super ok. <sus> Dar uh, dacă i-aș da 200 de pagini jos din 500 A. câte are, ea ar fi pentru publicul larg mult mai atractivă. Hai să mărturise ceva? Am dat deja câteva Așa! De page, pentru că proiectul mai avea o urmare. A, a, am văzut, a treia, și parte. Și Aia care... va fi, de fapt, sper să devină, da, un volum care să încheie, să zic așa, trilogia, obsesia da? pentru simetrii. Da? M-am mm -hmm. zis la editura a 3, unde a fost senzațională deschiderea Magdei Mărculescu și a celor de acolo, dar m-am dus și cu gândul ăsta că eu vreau să scriu trei uh, cărți, că una e de acum 10 ani, da, eu, da, 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 2010. de o viață. Mm -hmm și să, să continui și aici vorbesc despre un așa numit triunghi al vieții bune care, dincolo de ironie, tot asta vizează să problematizăm lucrurile într-un mod nu atât de expeditiv și fără să credem că putem reduce, pur și simplu, tema vieții bune la tema fericirii, la tema vieții bune. Sigur că nu se poate una fără alta, dar e interesant de văzut și din punct de vedere istoric și social unde s-au rupt niște lucruri, niște imperative în, în lumea în care trăim sau pe care am primit o moștenire așa și nu știm unde se duce. Foarte ok tema acum, după această pandemie, când oamenii au avut timp să stea cu ei, ei cu ei, singuri. Foarte, Foarte mult. mult. Foarte bună observație. Euh... Eu m-am temut că o să fie pe dos cineva, una, un amic lumea. Băi, dacă și tu asta cu un an jumate, lumea încă avea lux ăsta, <tisonicas> cu grija de sine. Nu, nu. Dar eu cred că așa. Eu o văd, pentru că, că a fost aceasta, oamenii și-au pus întrebări, uh -huh. neavând uh, acei piloni de care să uh, 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 se agațe, acele referințe, uh, 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 au rămas unii cu întrebările și acum trec la căutare. Eu așa o văd. Și ajungem la uh, cele trei uh, aspecte, nu? Uh, cele trei condiții pentru, pentru o viață bună, care sunt libertatea, autenticitatea și fericirea. În fiecare dintre aceste unghiuri ale, ale triunghiului uh, e loc de reflexie și de a, de a pregăti terenul, de fapt, pentru o alegere de sine. Dacă ne uităm la această arhivă, care este istoria filozofiei, din care s-au tras evele nu doar uh, lucrurile academice, științifice, ci și foarte multe dintre aceste discipline. Ceea ce numim științe sociale au fost, totuși, în diferite momente, până nu de mult, chiar părți, discipline filozofice. Uh, e, uh, observăm că în fiecare dintre, sau în legătură cu fiecare dintre aceste teme, se împart, sunt tabere, sunt lupte. Dacă facem o istorie a fericirii, o istorie filozofică a libertății, o istorie autenticității, vedem cum se, se așează așa partidele uh, ideatice, nu o să zic ideologice, că te mai trebuie ceva ca să ajungă acolo, <laughs> un anumit tip de voință de putere, dar uh, în fiecare dintre aceste unghiuri, cum le numesc eu acolo, uh, e loc, din punctul meu de vedere, pentru a, a realiza o reflexie personală lună în calcul doi poli. Așa cum în cazul fericirii, spunând-o foarte simplu, trebuie să deosebim fericirea în clipă de fericirea în proiect. Trebuie să deosebim un tip de, de îndemnuri și de... Uh, practică până la urmă, de practică uh, cu ține axată pe prezent și pe racordarea la prezent, pe băgarea degetelor în priza prezentului și cu o anumită destituire a marilor planuri și proiecte, la fel o tradiție care cumva e cea dominantă în filozofia europeană, se axa pe această dimensiune. O viață bine trăită este viața uh, în legătură cu care ești autor în privința marilor, uh, marilor planuri E, și la fel, ca să nu intru în prea multe detalii, cu autenticitatea, vedem o, o autenticitate esențialistă, axată pe ideea aceasta de a-mi descoperi adevăratul sine problematic dacă există așa ceva, dar o idee foarte puternică versus o, o autenticitate existențialistă, axată pe dimensiunea aceasta a autocreației. Libertatea, la fel. Noi știm în, în plan politic, ne-am obișnuit așa în liberalismul să distingă într-o o, accepție negativă și una pozitivă. Dar putem vedea și eu cred că mai degrabă e cazul să vedem libertatea într un proces, într-o trecere de la negativ la pozitiv. Adică de la nu în copilului încăpățânat care refuză sau rezistă disciplinilor pur și simplu pentru a-și testa autonomia la un das pus în cunoștință de cauză reflectat unei anumite discipline de viață liberă asumate. Și lucrurile astea, sigur că au, evident, apoi deschideri și și, și angajează planul social, planul politic, ceea ce se întâmplă și în cartea asta, care rămâne în fond probabil o carte de filozofie morală, dar cu, cu multe trimite. Nu poți să faci filozofie morală pură. Nu, nu ar avea sens. Este prin... E, prin definiție un domeniu, un registru care tocmai trebuie să lege e, alte preocupări, alte reflexii și să ofere la modul cel mai direct o miză practică e, pentru acest tip de, de îndelenicire. A, asta e super ok, miza practică, pentru că, uite, apropo de fericire... Și chiar și de libertate, că putem să legăm și cu asta. Care mi-aduc aminte din Almanahu sau cum se ia de acum vreo doi ani, că e o temă care te, da, da, te da. pasionează da, la da, modul da. De direct, nu doar... Într-adevăr. Și uite, vin vacanțele acum. Și foarte tare mi-a plăcut ideea asta a trăirilor noastre la modul ăsta escapist, așa, și băi, mergem, ne facem amintiri da. în vacanțe care durează o săptămână, pentru care eu am spus în, în newsletter starea săptămânii, am, am scris un text, avem acolo vreo 10.000 de oameni care primesc săptămânal un newsletter și am scris tu până când ți-ai amânat fericirea. Exact cu tine, că dacă te uiți pe programul unui om și vezi programul săptămânal, vezi că fericirea lui se amână pentru weekend. Dacă te uiți pe un program anual, vezi că fericirea acelor oameni se amână pentru vacanțele uh, uh, respective. Și dacă te uiți pe programul lui de viață, vezi că, din păcate, în foarte multe cazuri, fericirea se amână pentru pensie. Când constați că nu te mai poți. Dar se amână pentru viața de -a... Bine, da. Și apoi, da, unii și o amână <laughs> încă de mici și o amână pentru uh, o altă viață. Viața e în altă parte. Era da. una din lozincile de la Mai 68. Da. E, aici mi se pare foarte interesant să facem această discuție acum înainte să plece oamenii în vacanță că poate realizează că nu... Da, da. Ce catastrofă, dar și ce oportunitate, ce șansă a fost până la urmă lockdown-ul de anul trecut și perioada asta Mă refer la acei oameni pentru care singura miză care să facă existența, dacă nu bună, suportabilă, era plecarea în city break și vacanța, concediul ăla. E adevărat, aici nu, departe de mine, pretenția de a fi foarte original în acel aspect precis atins în, la un moment dat în, în carte. Sunt, sunt chiar psihologi sociali, sunt da, care au, au lucrat, în primul da, rând da, Daniel Kahneman, da, care e, are și un, un TED antologic despre uh -huh. sinele care își amintește și sinele care experimentează. Bun. În spatele acestei uh, distinții, de fapt, stă o, o problemă foarte importantă și pentru destinul filozofiei morale, care în modernitate s-a axat pe un, concept, uh, pe un concept de fericire cumva care să fie cuantificabil, care este un concept... Uh, Hai să spunem, pe un fel de concept hedonimetric, să măsurăm cantitatea de pe mm -hmm. pentru că filozofia utilitaristă, cel puțin în spațiul anglosaxon, este dominantă și astăzi când, în în materie de etică. E, și Kahneman ce face el? Spune ok, dar trebuie să să fim conștienți de un lucru, că atunci când facem alegerile, evident că asta cu vacanța este exemplul perfect dar se poate aplica în tot felul de alte circunstanțe. De fapt, fiecare dintre noi este cel puțin doi. Adică, e un mod de, de a-ți construi până la urmă planul în viitorul apropiat, dacă dorești, pur și simplu, o vacanță relaxantă, mm -hmm. all-inclusiv, în care însă o să te odihnești, o să te relaxezi, dar te poți întoarce și după un timp să-ți se pară că, băi, da... Ce scurt a fost, că nu s-a întâmplat mare lucru. Mm -hmm. Versus o vacanță turistică, unde sigur că pleci, te înghesui la cozi, acum nu mai e chiar, acum e o perioadă da, un da, pic da. diferită. Dar obosești. Te Întoși mai obosit de șterele la plecare. Erau și city break-urile alea, eu nebuneam, da. zeci de kilometri eram da. și marile obiective, da. unde te înghesui, îți dai coate cu japonezii, cu alea, ai <laughs> vorbit de blitzuri și de fapt, mai ales dacă e vorba de un muzeu de artă sau nu. E, 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 exagerat, e, da, e așa da, da. să, e, e ipocrit, dar mine să crezi că ai nu știu ce trăire sau o experiență, dar, dar ai cu ce să te lauzi și are, ai acest mental check. Ai, Pot să spui, uite ce am făcut cu banii mei, am făcut ceva ok. Uh -huh. Dar dincolo de asta, de fapt, noi suntem în mod fundamental, asta spunea noi suntem mai degrabă povestitori Aici e paradoxul. Sinele care este ăla, prezent în experiență e doar o funcție a experienței. Uh -huh. Și uh, acea, de fapt, parte, să spunem, a minții noastre care, ne, care spune povestea este cea importantă. Asta e secretul uh, rețelelor, asta uh, e secretul ist, uh, asta e, uh, e secretul pozelor și, și e și un mod de, de, de a te lăuda, dar uh, e ceva mai profund. De Atât. E un mod de a da uh, retrospectiv uh, sens uh, vieții tale, dincolo de da. episoade disparate de trăire, mai mult sau mai puțin plăcută, mai mult sau mai puțin intensă. Și atunci trebuie să fim conștienți de, de acest lucru. Uh, până la urmă, uh, și un om care are, să spunem, memoria afectată, în cazuri boli, în fine, uh -huh. uh, uh, încă poate avea parte de fericire, dar este o fericire axată mai mult pe, pe, pe acest stare de bine, de moment. Însă, cei mai mulți dintre noi, ființe mature, ființe umane mature, ne trăim viața și, și ne o evaluăm mai degrabă prin acest tip de, de, de memorie selectivă, creativă, recreativă, care vrea să adune. Uh, se numește peak ending rule. Uh -huh. la, 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 la. Deci, doi de obicei ne amintim, aceste, ne amintim momentul de apogeu al unei episoade în viață și modul în care s-a terminat. cum da. știu am zice. Curios e și asta explică specialiștii, am în găsit în foarte multe cărți că ne aducem aminte diferit de fiecare dată în funcție sigur, de. Adică, lucrurile. Lucrează... Doar că trei la acela au văzut al meci, dar noi, la vârste diferite, momente diferite, nu ne vom aminti exact la fel. Și oricum este o. O, o simplificare să vorbim de memorie. Asta se vorbește, știi? De, de fapt, de diferite tipuri de memorie, diferite funcții uh, care sunt. Foarte ca lumea, revenind și la locul uh, uh, filozofiei în viața fiecăruia, și revenind la tot la Caneman, uh, care folosea chestia asta, și să spună uh, o treabă foarte mișto, mi s-a părut că așa cum trăiești în aceste episoade de vârf și uh, ai nevoie de firul ăla narrativ și tot, la fel opusul uh, uh, acestei chestiuni uh, nu e uh, valabil în sensul că preferi să suferi și vedem asta în foarte multe familii din România, mai ales acolo unde există violență împotriva femeilor, unde uh, uh, sunt, sunt familii cu, cu probleme, unde preferi să o duci așa, deci în loc să, să iei o suferință de scurtă durată, dar suportabilă. Și să treci prin ea ca să schimbi viața, uh, refuzi asta. Da, și. Da, da. Uh, și uh, asta a a... nu e tocmai bine. Are a face, cred, uh, și cu ceea ce un un mare filozof uh, de la Oxford, care a decedat acum uh, niște ani, Derek Parfit, numește la un moment dat, în traducere, ar fi părtinirea față de viitor. Și este un lucru care se probează foarte simplu. Adică poți să construiești un experiment mental în care te gândești, ok, ai de ales între aceste două variante. Ți se spune că. și tu trebuie să treci printr-o intervenție chirurgicală, da? Și ai de ales între două variante. Ți se spune că. nu e în carte povestea asta, da, da. Că ai de. una este să te trezești să spui, ok, a trecut, a fost o operație însă extrem de grea, a durat e foarte solicitantă. Versus. Uh, ești înainte? Ești înainte, da? Și ți se spune, ok, sunt sigur că dacă alegi să. o trăiești, va fi ceva, o intervenție foarte ușoară. Și dacă facem. toți vom prefera să se fi întâmplat ceva, chiar dacă uh, a fost mult mai rău pe moment, chiar dacă poate avea repercusiuni mai nasoare pentru viitor, pentru că, uh, iată, a trecut. Deci, cumva, orientarea noastră este spre, spre viitor, chiar dacă s-ar putea să nu fie până la ca o justificabilă, din punct de vedere rațional, această poziționare. Sigur că aici există tot felul de alte aplicații. Ale, ale acestei... Dar cumva, iată, chiar dacă noi ne, ne înțelegem și ne evaluăm retrospectiv, este pentru că e, felul nostru de a fi sine, ale nostru, cum zic eu, acolo este proiectiv. Ceea ce spuneau și existențialiști. Noi cumva suntem acest tip de, de ființă care își aruncă mingea. Noi suntem propriu câine. Nu ne aruncăm mingea și alergăm. Și nu exclusiv, dar în bună măsură, e, calitatea vieții noastre depinde de, 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 de gradul în care reușim să ne, ne împlinim planurile astea. Chiar dacă ele se modifică pe parcurs, evident. E, și e firesc să fie așa, că dacă ești obsedat de, de, de ca lucrurile să petreacă într-un fel și numai în ăla, evident că ai cele mai mari șanse să, să rămâi frustrat și, și nefericit. În sensul ăsta, pe partea elaltă a fericirii în clipă, ca, ca mică anecdotă, mie mi-a luat mult timp să înțeleg de ce își spun oamenii poftă bună la, înainte de masă. De ce îmi spuneți poftă bună? De ce nu îmi spui, nu știu, Vreau să fiu așa, dar digestie ușoară. Sau... <laughs> Înțelegeam pe aia cu să-ți fie de bine, că era... Așa, okay. era de ce poftă bună. Până l-am recitit, după ce eram deja profesor în facultate, pe, pe spinoza. Deci am înțeles că asta este urarea spinozistă prin excelență și el vedea o altă dimensiune a fericirii umane, capacitatea de a te bucura în cazul de ceea ce ai acum în farfurie. Uh -huh, uh -huh. Deci pofta bună de fapt trimite la fără intra în termen tehnici la această uh, capacitate de racordare la, la viață, la ceea ce ți se dă, fără să ți împăjenjești mintea și să ți încurce experiența sau gândul, Băi, dar nu e ca la mama acasă sau, domne, nu uh -huh. e nu la asta mă gândeam eu când am comandat muș de vită gorgonzolă. Nu, domne, da, da, da. Pofta bună este bucură de ceea ce îți oferă viața aici. Și și asta participă -a și am gustat la... și nu pot să o leg prustian de absolut nicio... Da, nu e, Marlene, nu e, nu mai... Da, și pot să nu fiu... Mm -hmm. E, acum există și tipologii umane. Evident că astea sunt tipuri ideale, adică nu există în stare pură, dar fiecare dintre noi este mai degrabă axat pe, pe ceea ce poate fi gândire deziderativă în altul. wishful thinking, pe construirea de proiecte, alții sunt mai... În clipă, în prezent. Și e foarte important terapeutic, să zic așa, și nu doar în tema fericirii, ci și în cea a libertății, și în cea a autenticității. Și eu cred că aici este un, o funcție foarte practică a, a celui care are pregătire filozofică așa cum spunea Aristotel pe vremuri cu lemnul ca să-l aduci, să-l faci să fie drept, trebuie să-l îndoi și e bine, nu să fie el perfect drept, ca să e și practicarea virtuții, dar asta este asta e strategia, nu să faci pe dos de cât îți vine în primă fază. E? Și aici e bine să expui oamenii, nu doar la feluri alternative diferite de ceea ce s-au obișnuit ei sau cred că e, le definește lumea. Dar este bine să-și găsească în ei, să pune așa străinii, să-și găsească în ei alternativele și în sensul ăsta să-i expui la acel tip de, inclusiv de doctrine sau de viziuni, care nu le sunt atât de aproape intuitiv. Pentru că aici este șansa ca fiecare dintre noi să, să nu doar să se îmbogățească, dar să devină și mult mai apt să-și înțeleagă semenii, să înțeleagă oameni diferiți, la modul cel mai simplu. Aici există un, un, un interes propriu în, în deschiderea față de celălalt, care până la urmă se traduce în acest fel de dialectică, ca să folosesc un termen, nu, străinii față de care mă deschid, imersiunea mea în alte culturi, în alte forme de viață, de fapt, nu îmi dau doar șansa de a afla lucruri noi, de a, așa un fel de curiozitate insațiabilă. Îmi dau șansa de a mă cunoaște mai bine pe mine însumi, sau însă descoperind ă, posibilități factice care altfel ar rămâne latente acolo. E cumva ceea ce se poate întâmpla pe o scară mai mare cu ceea ce se întâmplă în noi din poziția de spectator la teatru sau de cititor de literatură. Deci din poziția noastră de ă, de contemplator estetice. Deci e un cuvânt nu tocmai fericit. Adică posibilitatea de a mă transpune într-o situație, într-o propunere de lume din care, finalmente însă, prin acest ocol aflu mai multe despre mine de ce, ce aș putea schimba în propria viață arta în cazul ăsta devine un prilej nu? o pregătire pentru da, aia s-au numit avantgarde până la ora da. pentru de a schimba lumea societatea pentru că poți să vezi altfel lucrurile altfel rămânem încremeniți și să devii tolerant, empatic și toate exact. astea, adică să dobândești, exact. exact. totuși niște uh, uh, foarte interesantă o idee pe care am găsit-o de asemenea în carte despre conduita morală care este o chestiune pe care în societatea modernă nu e neapărat cazul românesc aici că asta se întâmplă peste tot e o chestiune pe care o așteptăm o așteptăm mai degrabă de la alții da 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 Așa nu? încep și, a, și apoi da și apoi, că pe ideea asta se vorbește foarte, foarte mult și noi am avut, cred că zeci de <gângări> emisiuni și intervenții și tot, băi, adică așteptăm de la ceilalți, mai ales când ei sunt lideri politici, vedete, așa. Și după aia, dacă e, te urmezi și eu. Dar tu trebuie să faci neapărat chestia asta și să o faci perfect, că altfel ne supărăm, nu? Bun, eu, eu pot fi de acord că atunci când ești nu doar persoană publică, ci devii uh, acel tip uh, uman cu mulți urmăritori. Deci devii un model. Uh, S-ar putea să ai o, o responsabilitate... Evident. accentuată, Evident, da. Crescută. Pentru modul în care te, te, te prezinți, inclusiv în viața cotidiană. Eu pot accepta chestia asta, dar, finalmente, una dintre uh, unul dintre motivele, cred eu, pentru care vorbim atât de mult despre etică și de aia ne uităm și ne frângem uh, uh, mâinile și uite câtă mizerie, uite câtă ipocrizie, este uh, cumva o, o situație în care și noi suntem schizoizi. Nu zic schizoizi. schizoizi. Da. Adică, exact cum spuneai, uh, întâi, morala trebuie să fie întâi o așteptare de la ceilalți, mai ales dacă sunt figuri publice și apoi un eventual răspuns pe măsură, dar Într-un mod care uh, unii filozofi au, au, din uh, contemporane au vorbit mult despre cinism, despre cinismul funcțional, despre modul în care uh, un anumit tip de, 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 de sistem politic și de organizare, și mă refer aici chiar la cele de la democrațiile liberale, sunt mereu, uh, trăiesc cu riscul ăsta de a, de a se duce într-o într zonă în care... Uh, Ok, parvin în anumite poziții cei pe care noi îi socotim jmecher, există acest tip de, de ruptură între retorică publică și conduită de viață. Uh. Ori aici este într-adevăr o, o problemă. Nu e ca la, zi, cu vezi paiul în ochiul, vezi, nu vezi bârna în ochiul tău, dar e, e ceva aici. E, e, e un mod de a reconecta până la urmă existențele noastre private cu așteptările publice, fără a intra într-o zonă de asta, în, în panopticul generalizat, în care să nu mai avem niciun fel de, de intimitate. E o treabă care pune piedică democrației, de pildă, la modul am văzut zilele astea raportul un raport Transparency International cu. Uh, uh, România a doua din Europa cu cea mai coruptă poliție, de pildă. Iată, un subiect în care mm. și oamenii spuneau, noi care spune bă, corupția, da, 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 dar erau, nu știu, peste 60% sau un procent ăsta incredibil care au recunoscut că au plătit un polițist ca să scape în ultimul an sau o chestie de, de genul ăsta. Deci lucruri pe care le facem dar apoi la nivel de discurs public și au, au, ia uite domnule, corupție, ia uite nu știu ce, e ca aia, când ieșim afară nu mai călcăm că ne ia radarul și știm, când venim aici dăm că știm unde-s radarele, nu avem niciun fel de problemă. E aici intră mulți factori în discuție <laughs> și un anumit mod de a, de a percepe niște grade și doar dincolo de un prag să-ți separă că e o problemă. Știți, micile, micile, transgresiuni, micile aia, trec pe, când nu e verde, dar ai, că nu e nimeni, nu? Uh -huh. E, dar pe de altă parte, sigur, în toate aceste clasamente care ni se livrează, toate felurile, e foarte important să știm cum se fac și care e, de fapt, adesea sunt niște manipulări gruțoane. Dar aici probabil că asta este, da, e un fel de, de feedback legat de, bă, ai dat pagă, Cam câți i-ați dat? Și asta ne arată tot felul de lucruri, inclusiv acela că nu e de ajuns să strângem piața victoriei cu program, nu, de, nu este de ajuns să fim cu toții exasperați de, de, de mari corupți uh -huh. și de să dorim sincer asanarea vieții publice și o, o altfel de calitate, de, de etos al actorilor politici. Trebuie să începem, sigur, cu noi și cu relațiile astea. Interpersonale, directe, și să așteptăm apoi ca, ca lucrurile să se schimbe gradual că peste noapte, din păcate nicio schimbare socială. nu. Uh, cum, uite o chestie uh, care cred că e destul de greu de explicat, dar și nu știu dacă te ai gândit vreodată la asta, dar uh, să zicem că sunt oameni care ne urmăresc mulți care n-au <coughs> acest uh, exercițiu. Și nu au introdus până acum filozofia în viața lor. Că n-au... Siguranță. Da? Și sper să fie așa. Sper că am ieșit din bulă, că tot <laughs> să Nu? Venind la, la starea nației și... A așa. Și cum ar putea să facă asta? Treptat. Uite, o chestie, uh, uh, eu sunt întrebat de multe ori, uh, recomandând foarte multe cărți, uh, oamenii zic, bă, bă, te rog, nu mă nebuni cu, uite, zim, pe, nu știu, pe zona economică dăm trei cărți. Și ordinea în care să le citești. Sau pe zona de, cum e asta, dezvoltarea Zim ce pagini. Da, 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 da. Sau timp. pe asta cu, uite, cu state, cu democrație, cu, nu știu ce, te-am auzit vorbind, zici-mi, o, o carte. O carte că nu, nu prea... Mm -hmm. E, Dacă oamenii ar vrea să introducă în momentul ăsta filozofia în viața lor uh, și exercițiul ăsta al reflexiei. Cum, a, cum ar trebui să procedeze? Bun, în primul nu cred că există rețete care să funcționeze. Sunt tot felul de căi da. de a intra în filozofie, dar, din punctul meu de vedere, un prim pas este să, să, ne, să vorbim cu copilul din noi un pic. Să ne asta, aducem asta, aminte, da. pentru că Bun, există câte definiții ale de filozofiei, câți filozofi au fost, ceea ce pare derutant, dar odată ce intri în domeniul să înțelegi de ce e bună atâta diversitate. Și nu, asta nu înseamnă că ceea ce facem aici nu are legătură cu canoanele nu știu, de știință și progres. Nu, e un anumit registru pe care nu-l va acoperi niciodată nici știința și, într-un anumit nici preocupările spirituale de natură religioasă. Pentru că este un tip de antrenament. Dar de unde pleacă acest antrenament? De gândire critică, de atenție pleacă de la întrebările alea de copil. Un mare filozof din secolul 20 chiar așa definea filozofia. Asta spunea, domnule, este de fapt, filozoful este acel copil nu, care, care, spune de ce, de ce, până la exasperarea părinților, dar vedeți că cei mai mulți, când ajung la majoritate învață să-și țină gura. Ei bine, filozoful este, filozofia este dezvățul de la a ține gura. Și o iei de la cap și întreb. Și asta este un prim pas. Nu degeaba acum sunt foarte discutate și de foarte succes atirele filozofia pentru copii. Se face. Nu sunt implicat direct mm -hmm. în, în asta. Mm -hmm. Sunt tot felul de, de formule, încep chiar de la patru ani unele. Pentru că, într-un anumit sens, acela este un mediu foarte firesc pentru a discuta marile teme ale filozofiei. Nu doar că mintea este proaspătă, dar nu au uitat să se mire. Mm -hmm. asta și, de ei. și e curioasă. Da, foarte și e o genuină da? pentru că lumea se deschide. Și se construiește, practic, cu fiecare întrebare și cu fiecare răspuns care mai naște 10 întrebări. Deci, cred că ăsta ar fi primul pas. Mai departe, sunt tot felul de, de posibilități. Există mici de introduceri, există și posibilitatea de a, de a merge la marile texte, dar să nu crezi că singur de capul tău uh, ai înțeles, Platon, Hegel, Kant, na, și treci. Na, na. Aici este uh, filozofia, Aici deși pare așa solitară, ai nevoie de solitudinea în care se dezvoltă revoluția filozofică, dar permanent de reality check-ul, dacă vă spun așa, al celorlalți, al partenerilor, al prietenilor critici. Deci filozofia până la urmă, rămâne o activitate uh, colectivă, comunitară, o căutare împreună. Și atunci uh, e foarte bine și frumos și de lăudat, că și eu primesc genul de oameni care au citit foarte mult. Dar apoi trebuie să facă cum spunea Platon, a doua navigare și a treia să se întoarcă împreună cu alții. La noi, la seminarii, la facultatea de filozofie, de fapt, cred că ăsta e primul șoc. Că la ci studenții brilianți. Că, băi, frate, câte moduri diferite de a înțelege textul ăsta, pe care eu credeam că l-am înțeles. Dacă uh -huh, asta uh -huh. credeam. Deci, asta e. În prim pas, copilul din noi trebuie trezit și trebuie să-i se dea din nou credit. Iar apoi orice lectură e bună de filozofie, câtă vreme este reluată și apoi ai, ai un fel de... Ai cu cine să vorbești și ai parteneri uh -huh. de, care să te, să te conducă. Una, una. două recomandări de, de carte așa pentru la polul opuse. uite, o introducere cu care eu un filozof contemporan cu care eu nu sunt de acord aproape în nicio privință, okay. dar care scrie foarte bine, foarte provocator și poate atrage este Simon Blackburn, Think, s-a tradus la noi acum niște, ani. gândește. Da. Este un fel de introducere pe probleme, pe marile probleme, făcută de un om care își asumă poziționarea lui, care mm -hmm. dar cu foarte mult farmec care este, de fapt, funcția primordială în asemenea cărți? Asta visam și eu să reușesc, chiar dacă n-am vrut să abdic nici de la note, nici de la... Bă, nu sunt arborescente, sper. Este să reușească să-ți traducă niște discuții extrem de complexe și uneori și de obicei conduse într-un într limbaj foarte abstract, conceptual, într-un mod care să, să, să fie o poveste bună, să te prindă. Cartea aia care acum nu se mai pare atât de ușoară Dar care a avut un succes enorm Lumea Sofiei, a lui Garner cum era, Prindea nu, istoria filozofiei europene ca o, ca o narațiune așa care Nu cu, 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 cu fetița Dar E foarte important, orice, orice asemenea e, cale de acces am, am, am găsit, ca ea să treacă nu doar, să nu se adreseze doar minții, rațiunii pure, ce fie, aia, ci întrebări, să te prindă în, într-o poveste și să, să activeze toate acele mecanisme mentale care țin de empatie, de imaginație, ce afectiv, imaginativ, cognitiv. Mm -hmm iar la alt pol opus, eu am început sudă pușor ciudat, așa sau să, să zice dar așa era și vremurile, na, anii 90 de început, dialogurile lui plată pentru mine la nivelul ăla de introducere eternă, uh -huh, de filozofie uh -huh. perenă, dialogurile itinerețe, așa numitele dialoguri socratice, oricând Da, uite super, recomandări bune uh, O recomandare și din partea mea în legătură cu cartea Cred că ar fi... Sub, am văzut acum că există acest exercițiu și apropo de mintea de copil și de uh, uh, făcute uh, versiuni. Cum a făcut? Uite, Harari a ajuns să scoată versiune de benzi desenate. Mm -hmm. Deci el a făcut la uh, Sapiens, de pildă, uh, unde la fel, nu, na comunitatea științifică uh, îl tratează ca pe un lăutar pe al locuri pe Harari, da. Prețul succesului. Da, mari, da, așa, da. și, și asta e, așa. Și el vine și face inclusiv pentru copii, eu m-am uitat pe asta, pe, pe uh, Sapiens, care s-a tradus și la noi, în forma de bandă desenată. Mm -hmm. uh, uh, super ok. Deci uh, te gândești și la o variantă... <gânt> să fiu sincer, iată ce coincidență. Înainte să vin la, la această întâlnire a noastră, o o prietenă și o, o fostă studentă și o colegă, dar la Universitatea de Arte, îmi propunea să facem un proiect în care ultimul capitol cu estetica existenței să-l transformăm în benzi desenate. Mm -hmm. Că noi am mai făcut ceva de genul ăsta cu mari concepte ale esteticii și filozofiei arte, ilustrate de tineri artiști și te gândeai, uite, să iei textul ăsta. Aveam așa, eram ușor îndoit, dar acum este parcă că se potrivește. Așa. A, uite, da, n-am vorbit, e. nu știam. Vorbea... Evident, nu. Da, vo vorbeam nu uh, înainte de interviu uh, cu, cu uh, colegul meu, Mihai Radu, și uh, el mi-a adus în atenție cartea săptămâna trecută și zic, bă, stai puțin, zic, nu luăm pe om, citesc cartea și după aia. Și ziceam, bă, băiatule, fii atent. Deci, dacă dau jos 200 de pagini din ea și mai bagă niște povești mișto care să prindă super ok, exemple, lucruri, așa, nu știu ce, o faci, o vindem într-un milion de exemplare. Da. Am deja. Da, știu, da. sunt tot felul de variante. Acum și cu Harari, ca să fim sinceri. Harari nu mai e de mult doar Harari, este o echipă. Bineînțeles, da, 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 bineînțeles. Dar nu, el are niște merite. Cei care lucrează cu macrostructuri se expun specialiștii, că trăim într-o era asta de nișe și bule, o să zică, doamne, e superficială tratarea asta. Pe de cineva trebuie să o facă. El, el, acum este considerat un filozof, un filozof al istoriei. Da. dacă el era da. un, e un istoric. Da, 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 Pentru că este un tip de istorie pe care, iată, filozofii din tradiția analitică anglosaxonă ezită să o facă. Li se pare asta că este e. și e, ace e această nevoie de cineva care să-ți dea așa da. Un fel de E această trecere al pe care, repet, această carte o face cu acest amendament că mulți oameni care care vor face această încercare, se vor simți copleșiți pe alocuri. A, să zic, e, pe poți să și se, e, se uită. Mai, întorci, mai zici, mai uite, o faci cum o fac eu, plină, subliniată, făcută, mă întorc, fișez și așa mai departe. Folosesc lucrurile astea uh, mai departe, dar e, e o, o încercare uh, uh, excelentă din punctul meu de vedere, de asta am vrut să... să fiu sincer, a fost și o... Condițiile grafice editoriale sunt destul de greu de întâlnit pentru o carte de filozofie și de specialitate da. în România. Da. Adică da. A fost o șansă pentru mine. Că ei au vrut să o scoată în, în format, ăsta. Că, ca să fiu sincer, eu știu cum arăta în, în, în documentul. Da, și da, e da. de obicei, ca să nu consumi... Și nu că ți-ar păsa atât de mult de copaci, și Că te gândești... De obicei, chestiile astea așa, cu că scris da, mic, să nu puțin, puțin nu, nu, nu. deci nu ar fi arătat așa da, dacă... Da, da. Nu îți dau alte exemple, dar, în fine, <laughs> apărea... Deci e, e și așa, șansă că ei au vrut să că e volumetrică și un caractere așa, ușor lizibile. Acum, da, ea are pentru mine, așa, pentru vanitatea autorială. Asta e vreo, sigur că așa arată. Zi, mă, am zis că vreau și trilogie. Dacă <laughs> le aș pune așa, una peste alta <laughs> să le de, iau de -o ce am De că, că n-am trăit degeaba, nu? De, nu știu. <laughs> da. Ok. Uh, noi încheiem fiecare dialog cu un cadou. Uh, e o carte de fiecare dată. <laughs> și... Uh, asta e iluzia cunoașterii, de ce nu gândim niciodată singuri. Mi s-a părut uh, ca mesaj. Cartea e uh, bunuță. Uh, Am citit-o, da, da? da publica și este mm -hmm. același artist care a făcut și coperta la cartea mea. Da? Ah, ok. Este Alex Popescu, <laughs> aproape sigur. Da. <laughs> da, mulțumesc, mulțumesc mult. Iat. Ok. Notăm așadar și recomandările, sper că le-ați notat și uh, așteptăm... Uh, a treia parte care explică asta e promisiunea, nu? Care duce mai, duce mai concretizează departe concretizează concret explică. Lucruri. Am pregătit lucrurile. terenul da? și acolo sunt secțiuni Aia mai pentru toată lumea, așa? Nu știu, ha? poate după aia fac o selecție <laughs> mă sfătuiesc da, cu oameni da, care aici, au ochiul ăsta <laughs> și din asta trebuie să iasă una. Da. Ok, bine <laughs> Mulțumesc, Mulțumesc mult! Mulțumesc. Ba, mai bine! Să avem pardon Am avut și ghinion dar avem o gaură în buzunar Dar progresăm Încet, încet toți emigrăm Mai bine venetici Decât argați la securi.